la 2 ani distanță tragerea la răspunderea lui Vladimir Plahotniuc, acuzat de conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, bate pasul pe loc. Aseară însă, procurorul general a reiterat că în prezent fostul lider al democraților s-ar afla în Turcia și că ar fi încercat să facă rost și de cetățenii acestei țări, însă nu i-a reușit. Mai mult, Stoian Oglu afirmă că Plahotniuc așa și nu a fost dat în căutare internațională de Interpol, întrucât materialele prezentate de autoritățile de Republica Moldova nu ar fi suficient de convingătoare pentru inițierea acestei proceduri. După ultimele informații care eu dispun, el în timpul actual se află în Turcia. Nicât încă noi am avut de la turci în anul trecut ultimele informații că el a părăsit. Adică am plecat din țară. Dar noi avem canalele oficiale, avem canalele neoficiale și după informația noastră, el totuși se află în Istanbul. La fel, Stoian Oglu afirmă că Plahotniuc a încercat să obțină cetățenia Turciei, însă acest lucru nu i-ar fi reușit. Procurorul general mai spune că fostul lider al democraților așa și nu a fost dat în căutare internațională de către Interpol. Și asta pentru că, afirmă procurorul general, materialele expediate de către autoritățile noastre nu au fost suficient de convingătoare pentru organizația internațională. Deși au fost expediate suplimentar, Interpol a oferit un răspuns negativ. Între timp, în cazul lui Ilan Șor, procurorul spune că oamenii legii abia caută soluții cum ar putea să-l atragă la răspundere în Republica Moldova sau în Israel. Întrebat dacă procuratura va solicita repetat ridicarea imunității deputatului Fugar, acesta spune că nu este necesar de efectuat lucrul dat, întrucât pe numele lui Șor deja există un mandat de arestare. Noi totuși am decis că după instaurarea sau după începerea activității de noul parlament, noi totuși adresăm o solicitare, o sesizare pentru interpretarea normei procesuale penale pe acest caz. Uh-huh. Adică în orice caz, dacă domnul Șor vine în țară, el va fi reținut și va fi predat în judecat. În același timp, procurorul general s-a arătat nedumerit de valul de critici venit în adresa instituției pe care o conduce, după ce controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon a fost scos de sub învinuire în dosarul furtul miliardului, iar săptămâna trecută a părăsit Republica Moldova și insistă pe nevinovăția acestuia. Totuși, Stoian Oglu a precizat că, dacă nu va reveni în scurt timp, Platon va fi anunțat în căutare internațională. Noi nu am făcut asta interesele domnului Platon. Noi am făcut asta în interesele legii. Eu nu cred că noi putem construi o țară de drept, un stat de drept, pe seama oamenilor nevinovați. Întrebat dacă își va da demisia, așa cum au solicitat unii politicieni după ce Platon a părăsit țara, Stoian Oglu spune că nu va pleca din funcție, întrucât nu a fost numit pe criterii politice. Între timp, procurorul general susține că nu are vreo relație cu liderul PSRM, Igor Dodon, și că prima discuție cu acesta a avut-o după ce a fost numit procuror general. Declarația sa vine însă în contradicție cu cele dezvăluite de Igor Dodon în cadrul unei emisiuni de la TV8 acum 2 ani, atunci când fostul șef de stat a precizat că a avut discuții cu Stoian Oglu la președinție în vara anului 2019, când i-a propus acestuia să-i fie consilier. Мы за последний год мы виделись с ним один раз. Это было в июне или в июле этого года. Когда господин Шова, Василий Владимирович, можете его спросить, когда Максим Лебединский ушел в ЦИК, мой советник по юридическим вопросам, Шова сказал, давайте возьмем Стоян Оглу, советника президента по вопросам судебной системы. И Шова его привез ко мне. Я ему предложил, вот я хочу вас... Он говорит, слушайте, я вынужден отказаться, потому что меня не интересует работа в администрации президента. Я честно говорю. И он ушел. Alexandru Stoian Oglu a fost investit în funcția de procuror general în noiembrie 2019. La ceremonia de atunci a participat și fostul șef de stat Igor Dodon.